Bună, numele meu este Julia, sunt alături de Marius de la Unirea. Bună, Marius! Bună! Cum te-ai simțit în această seară? Pe de o parte sunt fericit, cum s-a spune, cu un ochi râd și cu unul plâng. Plâng pentru că am luat 3 goluri, zic eu, pe niște greșeli personale. Puteam să câștigăm, având în vedere că am condus cu 2-1, am marcat un gol în 4 oameni de câmp. Problema condiției fizice, și-a spus din nou cuvântul în această seară, avem câțiva jucători nepregătiți. În cealaltă tabără, jucătorii încă practică, să spun așa, fotbalul la nivel cât de cât profesionist, Liga a 4-a, Liga a 3-a, și s-a văzut în a doua repriză. Spun că sunt fericit pentru că a fost un meci în care am văzut unde suntem, știm ce avem de lucrat pentru viitor, știm ce îmbunătățiri trebuie să aducem pentru ca jocul nostru să se îmbunătățească, să putem să promovăm în Liga 1. După părerea ta, care ți s-a părut că a fost cel mai bun jucător de la voi în echipă în această seară? De la noi din echipă pot spune Grigore Cristian. A adus un plus, foarte bine faza de contraatac. De câte ori a avut oportunitatea și marcat. Și fără falsă modestie, Grigore Cristian, cred că este omul meciului. Dar din echipa adversă s-a părut că ai ieșit cineva în evidență? Jucătorul Manea Cătălin. El pot să spun că mi-a pus cele mai mari probleme. Foarte bine și în atac și în apărare. Jocul de pasă, 1-2 și șut la poartă, cum se spune la noi la fotbal. Care crezi că a fost momentul care v-a marcat seara? Căderea fizică, zic eu. Pentru că dacă puteam să alergăm, dacă aveam jucători de travaliu, puteam să menținem scorul de 2-1 și să câștigăm. Ok, îți mulțumesc mult, multă baftă și să vă antrenați mai bine. Seară bună! Pe noi ne găsiți pe pagina de Facebook Liga Prieteniei și pe site-ul oficial www.ligaprieteniei.com. Le mulțumim sponsorilor noștri de la Cipita Star. O seară frumoasă!